În acest fel și-au exprimat nemulțumirea localnicii din Stănești, dar și șoferii care trec zilnic pe drumul ce face legătura între municipiul Târgu Jiu și localitatea Gorjană. Craterele formate în asfalt le dau acestora bătăi de cap. În urma precipitațiilor din ultima perioadă, în gropile imense s-a strâns apa, așa că șoferii au decis să meargă la pescuit. Ce să facem pe vremea asta frumoasă, avem liber și am zis că să pescuim. Da, ia uite, ia câtă captură. Ce să facem și ne relaxăm, că ne consumăm deja nervii, făcând naveta la servici și înapoi. Și acum am zis să facem o partidă de pescuit, să ne mai relaxăm și noi, mai treacă azi din nervi. Puțin spus azi de necaz, că râdem cu toții de netăvălim când băgăm mașinile în servici. Pentru a evita gropile lăsate în urmă de muncitorii care au decopertat și au plecat fără să repare drumul, localnicii se văd nevoiți să meargă cu mașina pe câmp. Da, e mai bun pe câmp. Deci e mult mai bun pe câmp pentru că nu atingi, o lovești. Au fost persoane care au spart inclusiv baia. Deci nu e drum. Au început de săptămâna trecută, chiar am crezut că îl vor face, dar de unde s-au bătut doar joc. Când a fost vremea frumoasă, au făcut doar, le-au mărit gropile și atât. Și acum că se ploaia, e dezastru. Înainte poate le mai fereai, acum n-ai ce să mai ferești. Văzând că nu-i bagă nimeni în seamă, șoferii au început să se roage la Dumnezeu. Bagă-se voia ta, precum ce-ți pe pământ prea dumneavoastră și ne iată nouă greșeale noastre, precum și noi iertăm greșeale greșiților noștri. Sănătate să trăiți! Să ne dea Dumnezeu un asfalt și o conducere mai bună pentru viitorul copilor noștri, că eu mâine, azi mai sunt, mâine nu mai sunt. Ați luat-o pe câmp, e mai bine pe acolo? Da, cum să nu, domne, dar pentru câmp plătesc o vinetă, domne. Vă rog o vinetă, poftiți. Autoritățile dau asigurări că se vor lua toate măsurile necesare demarării lucrărilor pe acest tronson de drum.